Stimați părinți, dragi copilași, eu sunt dispus de bucuros că astăzi împreună cu soția, unii o numesc prima doamnă, dar eu spun că cu soția, sunt aici la dumneavoastră la Soroca și mă bucur că sunt atâția copilași în sală care peste câteva zile vor merge pentru prima dată în clasa 1. Dragi părinți, vreau să vă doresc în primul rând multă sănătate și multă răbdare, o să aveți nevoie de ea în acest prim an de școală. Vă rog să le creați copiilor dumneavoastră condiții favorabile pentru că ei să poată să crească și să se dezvolte frumos. Copilașilor vreau să le zic într-un ceas bun în prima clasă, să dați dovadă de mult curaj, să fiți isteți, să puneți multe întrebări profesorilor și să primiți răspunsuri. Cel mai important este să fiți ascultători și atunci totul o să se primească. Mulțumesc! Mulțumim din suflet că Moldova noastră are un viitor cu atâția copii. Fiți sănătoși cu toți!